Avem parte de o toamnă frumoasă, dar și de zile cu diferențe mari de temperatură. De aici și numărul mare de cazuri de viroze respiratorii înregistrat la cabinetele medicilor de familie din Giurgiu. Faptul că dimineața este frig, iar la prânz se înregistrează chiar și 27 de grade Celsius, face ca multe persoane să-și aleagă vestimentația nu tocmai potrivită. Copiii mici fac roșu în gât, iar adulții bronșite sau chiar forme mai grave. Avem la cabinetul medicului de familie numeroase cazuri de infecții respiratorii, atât de tract superior, asta înseamnă cavitate nazală, cavitate bucală, faringe, roșu în gât, cum zic mamele, cât și de tract respirator inferior, bronșite și pneumonii. Am întâlnit la pacienți vârstnici, la pacienți tarați, care au anumite boli de fund, diabet, cancer, ciroză. Pentru a evita contactarea unor infecții respiratorii, medicii recomandă o alimentație sănătoasă bazată pe fructe și legume sezoniere, dar și consumarea cel puțin 2 litri de lichide pe zi. Soluția este să evităm primele ore ale dimineții, când este foarte frig, și orele de seară, când este foarte rece, să evităm respirația profundă, să nu pătrundă aerul rece în cavitatea nazală și cavitatea bucală, să evităm în continuare băuturile reci, pe care era bine să le evităm pe timpul verii, trebuie să le evităm și acum. Vă recomand ceaiuri călduțe, multe legume și fructe, încă este sezon autumnal, încă sunt multe legume și fructe pe piață și ele ne asigură aportul de vitamina C, de minerale, de magneziu, potasiu, clor, toate ne asigură o apărare foarte bună. Aș vrea să se prezinte la cabinetul medicului de familie, încă de la primele semne de boală, copiii, tinerii, vârstnicii care fac astfel de infecții respiratorii, deoarece ei le pot transmite în comunitate, la serviciu, la școală, la grădiniță. Primele semne de boală sunt senzația de uscăciune a gâtului, senzație de gât aspru, înghițirea dificilă, nasul înfundat, obstrucția nazală, secreția nazală, la început apoasă când este vorba de un virus, ulterior mucopurulentă, o secreție groasă, galben-verzuie, când este vorba de o suprainfecție bacteriană. O altă metodă care ne poate ține departe de virusul gripal este vaccinarea. De la 1 noiembrie va începe la nivel național campania de vaccinare gratuită a populației împotriva gripei, iar prioritatea au copiii, bătrânii și bolnavii cronici.